Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe drumul național 65A în județul Teleorman. Un autoturism în care se aflau patru bărbați s-a lovit puternic de un copac aflat pe marginea drumului. În urma impactului, toți cei patru pasageri și-au pierdut viața. Forțele de intervenție ale ISU și echipajul medical al serviciului de ambulanță nu au mai putut face altceva decât să declare decesul celor patru persoane. Șoferul și pasagerul din dreapta, față, au fost găsiți în autoturism, iar ceilalți doi ocupanți ai mașinii au fost proiectați pe câmpul din apropiere. Din primele cercetări ale polițiștilor, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei excesive și a carosabilului umed. Șoferul în vârstă de 23 de ani a pierdut controlul asupra direcției și a lovit copacul aflat pe partea stângă a sensului de mers.